modificată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 66 din 12 mai 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea politicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Nastasiu. Fiind majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe oferte. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. De acord. În primul rând am bucuria să vă salut pentru prezența dumneavoastră aici. Putem admite ideea satisfacția provine din posibilitatea de a delibera și a hotărâ împreună pentru folosul comunității. În egală măsură invitate. Ședința prin public este firește de locuri și de spațiu televiziune. Conform procedurii, o să reamintesc ordinea de zi propusă de dumneavoastră, cunoscută de fapt și muncită în cadru pentru a putea fi validată. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Moldenei în pedimentul al doilea an, inițiatorul tot semnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnice economice la proiectul de investiții cu atriere pot din Bedona Maxim, timp de circulat pe TR-ul Voidus, zona Socodia, satul Bogdănești, comuna Bogdănești, pentru Bacău, inițiatorul subsemnat. La punctul al treilea, este cel obișnuit de venit cu sumă, solicitarea adresată de Consiliul Local. Aparent, nu avem ordine de zi bogată, dar putem admite că ea este bogată prin ceea ce potențială ca și viitor, mai ales un domeniu important, care poate prioritatea numărul infrastructura de comunicații. Deocamdată, atât nu am folosit de alte subiecte propuse fundamentate de mediu, așa că, mult la vot, ordinea de zi a stat este pentru. Mulțumesc pentru colaborările dumneavoastră care este unanimă în acordul cifrei de interes. Și cred că pot să felicit și să doresc succes președintelui de ședință care rămâne la domnul Bălco. Asta era. Și am... Asta m-a preocupat mai de mult, am mai
resurse, dacă se poate, consistente pentru bugetul local. Vorbeam la demea ori de nevoile invertite, de prioritizări, dar și sunt în partea de funcționare a bugetului local. Și dorința de a păstra echilibru în deciziile pe care le adoptăm, fie la nivel de primărie sau la nivelul instituției pe care o reprezentăm cu oraș. Am avut și niște discuții anterioare cu un micul de bani, care i-am explicat că un prim pas care l-am făcut, că n-am mai majorat prin 20%. O primă mențiune, mă rog, sau o prima atenționare, nu a fost susținută de temei de sală. Pentru că ceea ce am făcut noi, repet, a fost în temeiul codului fiscal, nu am depășit codul. Apoi am făcut o analiză la compartimentul de contabilitate, ferite scenarii, ce pierdem și ce câștigăm. Răspundem la solicitare în cuantumul precizat, acolo se cerea diminuarea la minim, la 0,3%, dacă vă mai amintim. Și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu riscăm, să nu riscăm dintr-o dublă perspectivă. Că, într-adevăr, dacă ducea sedele fiscale, la un moment dat puteam pierde din cotă pe salarii, cotă care ne revenea mai departe. Și mai puteam pierde și în sensul celor dorite de noi la modul ideal. De-aia ajuta totuși pe agenții economici, pentru că inevitabil sunt aici, ca și noi, și potențează totuși bazinul fiscal. Deci, am luat legătura cu dânsul, am comunicat telefonic și apoi am scris, pentru că asta nu știu ce văd. I-am comunicat următoarea idee, etc. Începând cu exercițiul fiscal următor, Consiliul Local, Administrația Locală, poate să diminueze, deci, repet, poate să diminueze la 0,2. Nu-i numai el în toate. Asta și Daniel Toma, că s-a luat ceva mai multe lucruri. Și am explicat că nu putem face acum, ca să modificăm hotărârea privind modificat, pentru că noi nu ne-am fundamentat cheltuielile, atât pe partea de dezvoltare, cât și partea de funcționare, pe hotărârea existentă și adoptată încă de până septembrie anul acesta. Și vă mulțumesc, după cât nu am apreciat reacția. Deci v-ați derogat de o eventuală inițiativă și noi și împreună am rezolvat-o onorabil. Atât de condamnat. Da. În acest context, cum a avut procesul verbal încheiat de ședința anterioară? Cine este pentru? Dar am înțeles, deci în unanimitate procesul verbal încheiat de ședința anterioară a fost aprobat. Acum, de răspunsul pe care v-a dat domnul primar astăzi. Mulțumesc, poftim. Deci, la oameni de zi. Deci, la primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Educației Bucănești pe trimestrul 2017. Se adoptă domnul primar. Da, cu fundul domnul primar. Da. Bună. Să dau o știre mai mult proiectul de hotărâre și apoi recent pe exemplare de motivul pentru a putea fi cunoscut și de multă publică pentru fără de ală dumneavoastră cunoaște. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 2017 cu suma de 15.000 lei la sistemul funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli conform situației anumite
după aprobare, secretarul Comunei Drăgomintele Vatinec a comunicat cu colegia primarului Comunei Muntenești și cu partenerului financiar și modalitate și cu studiile de trebuie cu proiecte de impactul. În ceea ce privește semnificația acestui act administrativ, deci rectificarea bugetului, motorările de rectificare a bugetului este atribuțul dumneavoastră. Propunerea vine din partea instituției pe care o reprezint. Este o rectificare pozitivă. Condiția principală a unei rectificări bugetare de echilibrului între partea de venituri și partea de cheltuieli. Probabil că tot ce spuneam că nu avem o ordine de zi foarte bogată, foarte stufată. În schimb, este bogată prin determinările acestor puncte prevăzute la ordinea de zi. Deci este vorba de care pozitivă, în valoare de 15.000 lei sau 100.000 milioane lei vechi. Ea devine oportună și operată în bărământa dumneavoastră, după ce se adaptă modelurile, pentru compartimentul de asistență și protecție socială. Cunoașteți că una din surtele de finanțare la acest compartiment sunt bani care vin de la ONICEF. Și aici nu înseamnă numai drepturi salariale pentru domnul Petrișor, pentru doamna Burlaco. Înseamnă și finanțarea proiectelor pe care el le desfășoară în beneficiul comunității. Un asemenea proiect, dacă vă mai amintiți, l-au desfășurat cu rezultate apreciabile și anul trecut este vorba de un proiect similar propus de ei și aprobat de cei care noi monitorizează în drumă. Înseamnă niște servicii sociale destinate copiilor aflați în dificultate. Servicii complete. Servicii complete atât pe partea social-juridică, cât și pe partea de educație. Probabil nu întâmplător, se spune că soarta intervine la un moment dat. A fost o prezentare a activității la acest compartiment. Chiar ei am avut un oaspet care venea de la Chișinău, din Moldova. Și acolo se încearcă implementarea unor proiecte similare. Și împreună cu toată echipa din care face parte și doamna director și celălalt echipier din zona instituțională pe care o reprezintă doamna director, a fost apreciată activitatea celor care au grijă de cei vulnerabili și, în mod deosebit, activitatea domnului Petrișor. Evident că eu susțin acest proiect de hotărâre. Este o zonă unde nu aveam resurse umane și unde nu se evidențiază alte instituții ale statului, alte persoane oficiale și așa mai departe. Într-un fel, vine în completarea activităților pe care le poate desfășura școala, într-o măsură care figurează în aceste obiective și activități, în așa numită curiculă școlară și așa mai departe. Ei fac treabă foarte bună, chiar dacă nu se agită, nu se exteriorizează, nu se evidențiază. Doamna Lidia, probabil, nu întâmplător, este pe fară
Socială Rob de Vise, unde se pornește de la includerea, pur și simplu, a celor fără documente de identitate în rândul cetățenilor care există cu acte de identitate. Că avem și asemenea cazul la locuitul în Brădei, mai avem un singur prin ele fantastic. Nu prea este dispus de acord de capac. Au fost încercări de a finaliza procedura aceasta de reînnoire a actului de identitate, sperăm că o să reușim. În rest, iar o să foarte complicată. Și au rezolvat, în primul rând, trecerea Rubiconului, parafrazând așa, anume oamenii de la neîncredere au început să aibă încredere în ceea ce fac ei, au început să înțeleagă că nu pot exista ca cetățeni decât în condițiile normale prevăzute de pornit de la actele de identitate și de la cunoașterea și respectarea legii. Foarte mulți oameni nu aveau încredere pentru că nu cunosc dispozițiile legii sau dintr-o temere pe care dintr-o temere față de autoritate, am avut cază concrete pentru că respirând același aer în birou, am rezolvat situația de neînțelegere a legii sau a importante respectări legii între ei, acolo. Cineva s-a prezentat la un moment dat, dar important în mine. Și trăia sau trăiește în concubinat cu oamenilor de vreo 17 ani. În oră care nu prea are nici situația legală, unul că este minor, nu are nici documente pe care ar trebui să le aibă. Minorii care se refuzau la un moment dat completarea studiilor pe această procedură de doua șansă. Și acelui care era adult, major și responsabil la bărbatul, deci nu e impresionat prin o dimensionare fizică teribilă. Pur și simplu, i-a replicat pe aceea de luat toate problemele comune, așa cum m-a plătit numai pe mine. Da, și o perioadă de reflecție mi-a dat seama de ce reportează vehement, pentru că, în mod normal, este un om blând al dat. Probabil îi pot feresc că este adaptat de copilarea în cămimori și se temea să mă piardă. Necunoașterea mea este însemnat pentru el, probabil au mai zis și alții, că aici se ajunge, că îi ia fata și o dă la stat. Vorba aia de stat, să nu mai trebuie. Când am înțeles că nu e vorba de așa ceva, e pentru că a fost câștigat de partea persoanelor oficiale și a fost câștigat de partea legii. Ei asta au reușit să facă în mare parte. E vrei că mai sunt multe lucruri de făcut, dar aici este o diferență între știu eu, poate nivelul de educație, de cultură, între urban și rural, evident că ne interesează să diminuăm diferența. Și spre beneficiul oamenilor, la urmă. Deci, această sumă este prevăzut pentru un proiect, spuneam similar celui de anul care va aduce beneficiul pentru comunitate. Deocamdată, cunoaștem activitățile de anul trecut. Știm că locul pentru și-o și doamna
au desfășurat diverse activități, bineînțeles pe elevii școlii, ei au transmis asta, sunt foarte încântați și așteaptă cu nerăbdare proiectele de anul acesta, care ei vor fi publicați. Noi nu putem decât să apreciem faptul că banii merg la copiii defavorizați în comunitatea noastră, să le dorim mult succes și în demararea proiectului de anul acesta și cât mai multe reușite. Deci am primit aviz favorabil din partea Comisiei numărul 1. Mulțumesc! La comisul de aprobare, ce este pentru? Împotrivă, abține, să stai să vota. Deci, la punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice la proiectul de investiții construirii post de beton armat cu un pic de circulație peste râul Turs, zona Tobozia, în satul Bocănești, cu mâna Bocănești, și se fac două. Aici este un proiect de hotărâre pe care îl așteptam. Că investiți întrebare cu toate. E așteptată de comunitate, fără de aia, în primul rând. Am să dau citire proiectului mai întâi, ca să continui cu explicitarea. Deci, un proiect de hotărâre privind la aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții construire poste pe zona noastră și de circuitul zona Tobozia, în satul Bocănești, în comuna Bocănești, de Bacău. La primul articol propun aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții construire poste beton armat cu fibre circulate pe teritoriul Tuz, zona Tobozia, în satul Bocănești, comuna Bocănești, de Bacău, în sumă totală de 590.263,82 lei, din care construcții și montaje 531.071,58 lei cu TVA. TVA anulare de 110%. Articolul al doilea, finanțarea obiectivului prevăzut la articolul 1 se va face din bugetul UATEC Bocănești și alte surse de finanțare legal constituite în conformitate cu prevederile legale. Probabil că sunt din niște discuții anterioare, alte surse de finanțare înseamnă banii europene prin gaz. Articolul al treilea, după aprobare, primarul Comunei, domnul Andrușcă Nicolae și doamna Răcoteanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bocănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Al patrulea este o chestiune de procedură. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Cernu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bocănești, domnul este că eu referent în banii, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Dar am promis că în acea secvență pe intervenția prezentă, o să încerc explicitarea proiectului și respectiva a proiectului de investiții. Este, spuneam, doream să mai vechi, atât a noastră, a celor care compunem la unitate locală, cât și a locuitorilor, numai din zonă. Este o adevărată istorie a unui poteț încă prezent, dar obosit de timp și probabil de viitorile pe care le-a suportat. Este depășit ca parametri și ca rezistență fizică. În mod normal, pentru că sunt responsabil cu întreținerea căilor de comunicații și a traversărilor peste cursurile de apă din teritoriu. Și la o evaluare simplistă, prin vizualizare, am adus la concluzia că trebuie să-i facem o expertiză, așa cum obligă legea, care ne-a indicat două soluții. În primul rând, dacă vă uitați pe raportul de expertiză, pe o scară de la 1 la 10, eram în partea de jos. Și da, acesta este și rolul unei expertize tehnice, să precizeze ceea ce este bine să faci, ceea ce este legal să faci.
Au fost două soluții propuse, consolidare și construirea unui post nou. Vrem că n-a fost ușor să luăm cea mai bună decizie, pentru că întotdeauna trebuie să pornim de la premise, de la resurse. Și pe măsura identificarea acestor resurse, vedeți că în întâmplătoare unei de hotărâri am prevăzut și bani de la bugetul local. Și sunt speranțe, chiar astăzi am discutat cu directorul Institutului de la grupul de acțiune locală. Ei dau drumul la procedurile de accesare undeva pe la sută săptămânii și în momentul când o să devină publice, cu ajutorul consultantului, putem iniția procedura de accesare. S-ar putea să vină cam în jur de 80 de milioane euro, 70-80 de milioane euro de bani europeni și diferența din bugetul local. Este un proiect frumos. Probabil ați văzut. Îl avem aici așa secțiune longitudinală. Beton armat. Este un proiect făcut de o firmă de proiectare cu foarte multă experiență și responsabilitate. Podul care traversează râul aici, este proiectat tot aici. Puntea de la Codănești este proiectul lor și un pod similar. Și ca dimensiuni, chiar este proiectat de ei și executat de la Comuna Mănânțirea Casă, la Lupești. Am văzut așa ceva, deci am avut un model și avem încredere în acest proiect. Normal, putem începe pentru a câștiga timp, pentru celeritate, putem începe deja demersurile pentru obținerea autorizației de construire și apoi achiziția publică. Este posibil, după estimările celor care lucrăm în primărie, mai ales în zona urbană și contabilitate, să începem lucrările în acest an, undeva poate resursitul verii, când va permite și nivelul scăzut al apei, cum se obișnuiește, și să continuăm execuția bugetară din anul următor. Acum, pentru că toți suntem la acest capitol prioritar pentru voi, investițiile, și am mai avut acestea puncte la ordinea de zi, pot să informez Consiliul Local și pe cei prezent în comunitate. Am realizat progres în ceea ce privește programul de investiții aferent anului 2017. Am semnat contractele pentru execuția celor două drumuri pe care le-am mai precedat, cel de la Borinde și cel de la Bău, și la începutul săptămânii am terminat contractul pentru drumul de pe Rogoz. Am depășit, punem un premiu în baz. Drumul de pe Rogoz va fi executat cu o firmă din Bacău. Phoenix se numește. Gironarul va termina chiar astăzi, mâine dimineață. Probabil se va aplica masajul, urmând să se efectueze recepția la drumul Ostroave. Felicităm în mod special pe doamna consilier Ridiaș, pe doamna contabilă pe aici. Așa.
Și voi, domnul Costi Chimache și ceilalți riverane, o să aveți un drum a dat, doamne, doamne, bulevar. Da. Am scăpat un moment. A fi. Dar cât se întâmplă? Suntem mai mai doi.
sincer să fiu, fiindcă ei sunt și tineri, nu este apă în zonă. Decât acolo când am putut noi găsi, în altă parte nu e. Dacă n-ar scadea apă fântână, eu sunt de acord să iei apă, ia apă mea aceea. Dacă tot Dumnezeu mai mult, au și ei. Cât ar consuma, ei n-ar fi atât probleme. Cât tot o ia cu gălea. Adică, domnul Dragicul, domnul Dragicul, domnul Dragicul, dar pentru modul de viață lor să fie mai ridicat un standard de viață, eu sunt de acord să trag apă din fântână. Dar o să fie cine, cine ai dat cu Dragicul, domnul Dragicul, vot la Nicol, aceea așa. A, mai sunt care iau un lucru de vedere asta, că nu cum vreți mai mult. Bogdan, ai ce părere ai? Poftim? Ce părere ai? Ce se întâmplă? Păi, dar în urmă... Băi, ai avut sau nu-i bine? Păi, dar avem copii. Că mi-a spus, după părerea mea, nu-i bine. Nu e bine. Că dacă tare să nu știi, dacă trebuie de ce. Dacă trebuie părerea, nu-i bine. Dar am reparat că e vorba de ea. E interesant foarte scăzut. Da. Aia avea mai aici... Da. La un moment dat, când scade debitul, când ne uităm chiori și unii la alte, să nu are parte, împericăm o instituție, n-are de să vă dați pentru. În momentul când am apa aici, eu nu merg la el să mă cer. Eu mă cer cu Grigore, să mă cer cu, cu cei care aveau dat părere. Deci, de, luăm o decizie în cunoștință și cauză. Eu respect orice decizie, da? Și îmi pare rău pentru concluzia la care am ajuns. Dar eu așa văd situația. Dacă credeți, să-ți respect orice decizie a dumneavoastră. Informal așa, că omul nu o vreți să dea de vorbă cu noi și să ne ceară vătorul. Eu n-aș vrea să fiu un locul lui, trebuie să vă spun. Să am o locuință... E mie mai impresionat, așa, o detectiv. Și să n-am apă. Dar acum nu mă descurca cu apă. Am primit și confirmă de la București, care m-a trimis la Bacău. Dar stai că te-l-am primit și eu. I-am încercat. Dar m-am putut de spus de ce numai de parte. Eu după 3 ani am venit aici. Am încercat să mă mai mult. Să începe, voi luați la putea acolo sau nu luați? Doamne, de emoții ar trece, da. O să ne... Ia cu măreata, dar... Corocul era prima din Brația. Nu, spune hidrofor separat. Păi, hidrofor este separat. Părerea mea, eu aș zice să-i dăm voie să ia. Și așa poate demară un proiect cu apă. Asta ar fi pentru un an de zile să-și ia spune. Eu zic, poate... Dar am venit cu speranțe să fie realizabil proiectul ăsta. Dar eu nu știu ce ar vrea. Numai pentru că e... A dorit și a putea să nu vedeți diferențe. Vedeți, aici tineretul va pleca din comună. Crearea de condiții, cu apă, un canal, are nevoie de o baie. Aici e problemul. Sunt bine. Sau bani.
Pe viitor trebuie să-și facă un sistem
de când ne-am pronunțat suntem asta de consum carne, adică s-ar putea să mai fie și alt consumator carne. Și dacă el îți bagă să vorbi de seara, el altă în carne. Dar e spun acum. Octavia, am îngrătat? Da, corect, este. Câte kilograme ai dat de sare în carne? Cum? Câte kilograme ai, ca să știu că ne sare în carne? 100. 100, cam e periculos. Ține tu, domnul, serios. Cine mai ia apărea acolo? Că ia apărea acolo sau ai să doar făcut una aia? Da, mi-e secat. O tem? Secat. Cine mai ia apărea? La frutinul, la cei care nu mai ia. La mie nu mai ia. Păi cam câți consumatori în clasă? Ia părerea mea, nu e bine, dar nu e bine. Am încercat.
mai e moale. E pântul freatic sau e boală? E pântul. Da, ne fie acolo. Și Thank you.